Bună ziua, dragii mei! Încep o filmare, astăzi este ziua de vineri. Albinele zboară puțin. Este cam rece, adică sunt 18 grade, dar bate vântul. Și prima dată trebuie să verific să văd dacă or consuma ce le-am dat. Și dacă or consuma ce le-am dat, trebuie să le dau, pentru că ieri era ziua de dat sirop joi. Azi este vineri. Și bineînțeles că nu, ieri nu s-a putut, a fost vreme rea și de-abia astăzi. Haideți să ne uităm la 1, 2, așa pe sărite și să vedem unde, dacă necesită sau încă mai au. N-am făcut fum pentru că mă uit doar puțin. Ce mai iau? Mai aveți ceva, mă? Mai aveți un pic de turtă, siropul e gata. Un pic de turtiță. Bun. Mama mă contrazicea, spunea că nu, că nu s-a mâncat. Să luăm unul mai în față. Să vedem. E imposibil să nu se fi consumat. Luăm unul mai mare. Aici trebuia să fi intervenit, că e cuibul lăsat pe prea mult pe dreapta. Și pungă, o trasă în jos, îmi dai seama, proteina încă mai ar fi puțină, da. De ce nu? Vedem unul mai mic. Asta e cu polistiren mic. Să vedem la el dacă o mâncat sau nu. Sirop mai ai. Puțin. Un pic de sirop mai ai. De pizza. Mai puține pungi. Este, cred că toată lumea a mâncat.
ca și pungile. Da. Bun. O să vină și vremuri un pic mai ploioase și au totuși nevoie de apă. Și atunci mai bine un sirop călduț cu vitamine, care oricum nu cuprea multe vitamine, strict respectată rețeta ca să nu pierdem albinele, că le putem pierde dacă facem prea multe vitamine, dăm. Respectăm dozele și nu mai micuț să văd dacă nu-i place. Ce mari. Am unul care l-am găsit data trecută, că nu mânca nimic. Să văd ce-o fi și acolo. Nu avea regină, trebuie să-l împart. Tot funga e goală. Au. Au. Vezi? Trece înăuntru. Hai, treceți. Deci doar la cei 5 mici, la ăia nu o să le fac pungi. Și la ăștia, da. Pauză. Și acum haideți să facem siropul. Pornesc, îi dau drumul la apa fierbinte de la boiler. Am un semn unde trebuie să se oprească. Așa. Astăzi nu voi mai pune Biagra, voi pune doar apă oxigenată, apicomplex, concentratul de zăr și atât. Nu voi pune nici tinctură din aia roșie de cobalt, pentru că se regăsesc elementele în apivit complex. Se regăsesc în el și ca să nu creăm o hipervitaminoză, să nu le facem rău, trebuie să citim și să fim atenți aici pe fiecare cutie ce scrie. Și în cazul ăsta am citit de vreo câteva ori și am citit și are o grămadă de vitamine și de minerale și de așa și nu vreau să fac vreo greșeală. Începem, punem zahăr. Să
mai tare s-au făcut de când am ajuns aici, în centrală. De tot. Scăpat o hârtie, s-o luăm de aici. Avem și pui mici. Două măsuri de concentrat de zăr. La 16 litri de sirop. Se lasă nimic deschis, totul se închide, nimic nu se lasă deschis, se ține la răcoare. Orice substanță avem, nu ține la lumină și la căldură. Continuăm cu zahărul. La noi zona e foarte umedă, foarte umedă și orice ar fi, totul se umezește. Iar și zahărul, și zahărul pe care îl avem noi în casă, în beton. Dacă nu vă place și nu aveți răbdare, derulați. Sau, ce să zic, fiecare cu răbdarea lui. Concentratul de zăr, poate voi lua atitudine și îl voi dizolva separat, mai îmi face și bucoloașe. Trebuia să amestec când l-am pus. E foarte bun, e extraordinar. Anul trecut am avut zăr, impresionant, cu concentrație mare de proteine și e un probiotic natural pentru albine. Adică că au probleme la digestia și în el se găsesc toate elementele din, aproape toate elementele din polen.
Cantitatea asta mi s-a ajuns pentru 65 de familii, dar de zis cine astea că la aia 5 mai mici. Aia nu-l consumat. Și acum, de data asta, nu le mai fac pungi, dar las aceeași cantitate de sirop. Pun la alții un pic mai mult sau pot să le pun două pungi, dacă îmi rămân, că nu-i problemă. Că stimularea e bună. Încercați și dumneavoastră, nu costă mult. Concentratul de zăr costă 100 de lei. Nu costă chiar atât de mult. Un kilogram îți ajunge un sezon. Acum depinde dacă aveți supe așa un număr rezonabil. Dacă aveți sute de ei, 200-300 nu vi se ajunge. Dar cei care au 200-300 nu se compită cu așa ceva. Ei altfel au, altfel procedează și au ales un rit și procedează în alt fel, ca să poată să întrețină familii mai multe. Ultimul, să mai mestecăm. Pentru că am terminat cu zahărul și s-o și răcorit siropul între timp, că nu mai este la temperatură mare, o să bagi mâna în el, sigur. Așa. S-a topit și zahărul cât de cât. Mai are un calup pe fund, care se va topi și el. Una apă oxigenată, 36 de mililitri. Deci aproape 40 de mililitri, apă oxigenată de la farmacie. Nu pun fix 40, pun mai puțin, nu știu dacă vedeți dumneavoastră semnul, aici este semnul, aici, nu știu dacă se vede semnul, că e paharul transparent. Din nou peste și pun apivit complex. Are aceleași complexe de vitamine cu apicomplexul, dar nu l-am mai găsit pe acum apicomplex decât la târg. Și așa, am citit cu atenție și se pune, hai să vă spun, Dumnezeu scrie, că am citit cu atenție, dar vedeți, acum nu-l mai găsesc. Modul de administrare. Se administrează în hrană lichidă, sirop, așa, 1 gram pe litru. Scrie clar aici, 1 gram pe litru, scrie aici, dar o linguriță din asta are, cea mică are mai puțin, dar cea mare are 5 grame. Și atunci, având 5 grame, vin 3 lingurițe. Învârtim aici ca să se facă un vârtej. Și nici astea nu le pui cu vârf, le pui o linguriță rasă. 1,
2. Așa. Deci am pus în sirop toate cele necesare. Mai amestecăm un pic să se topească bine și vitaminele. Toată lumea poate să facă orice dorește la albinele lui, dar cu condiția să aibă grijă să nu le omoară, să aibă grijă să nu le facă rău. Și așa nu prea, eu cum nu am chiar așa multe cunoștințe, nu sunt o persoană chiar atât de bine pregătită, dar mă strădui din răsputeri să învăț în continuu, dar trebuie avut grijă, de-aia vă spun. Nu trebuie nimic dat la întâmplare. Totul foarte bine scris, foarte bine calculat, foarte bine citit, foarte bine întrebat. Am noroc că l-am pe nenea Vali și mai l-am și pe Ghiță și îi întreb și discut cu tot grupul. Grupul eu, tu și Albina. Gata, am terminat. Punem în pungă. Haideți din nou să vă arăt. Poate fi cineva care nu a văzut cum se pune. Pungile sunt la rol, la un rol de 250 de pungi, luate la Kaufland, se bagă punga într-o cană de plastic, se toarnă o cănuță de sirop. Nu prea plină. Așa, ea are 250 de mililitri, dar 300 are dacă e plină. Așa. Se ridică punga. Bine, eu nu stau aici, eu mă așez pe un scaunel jos, le pun în cutia de polistiren. Vedeți dumneavoastră cât sirop, mă duc aici strâng, să vină aerul tot din pungă, da? Îl împing în sus, strâng punga cu grijă, da? O strâng, prind de aici de la capă, da? Îl prind cu două degete așa, nu știu dacă se vede, bag capătul aici, și trag capătul printre degete și așa. Și acum e închisă. Iar dacă vine întinsă pe rame, arată ceva de genul ăsta. Punem pe pauză până când mergem la albine.